Salut, fraților, și bine v-am găsit la un nou clip de pe Tiger Ghost. Eu sunt Tiger și toate. Vreau să vă mulțumesc extraordinar de mult pentru toată activitatea de pe live-ul, de pe primul live de aseară. Și azi nu știu dacă o să reușesc să fac live, dar de fapt sigur o să reușesc, dar o să fie după ora 8 în orice caz. Ca să fiți toți acasă și să fie bine, să fiu și eu mâncat frumos după sală acolo, pe treabă. Băi, nu mi-a venit să cred că am reușit să facem nici mai mult, nici mai puțin de 400 de like-uri, băi, și 3000 de vizualizări. Deci a fost un live epic, băi, am făcut și 30 de abonați în plus, am ajuns la 2400, vă mulțumesc enorm. Deci mai e încă puțin și ajung la 2500, mă rog, ajungem la 2500 pentru că suntem o comunitate de forță, bă, nu se poate așa ceva. Deci chiar a fost epic și vă mulțumesc super mult. În orice caz, hai să facem și noi geul aur în videoclipul de azi, sau măcar să încercăm. Să nu uitați să apăsați și voi un like acolo, pentru că suntem pe forță. Nu pot să vin acum, scuze. Și ia să luăm și noi sticla asta. Am niște citite, niște exo de la rămase de la Sura, pentru că știți și voi foarte bine că eu pe Sura am terminat pe urle. Și aștept evenimentul PvP acum. By the way, o să fac live de la PvP. În caz că o să fie cineva care o să poarte costume sau chestii, bă, sper să nu fie nevoie. Că știți și voi cum e chestia aia cu transformarea, să se transform un costum în skin, dar eu nu o să fac chestia asta. Ia să vedem aici abilități. Să vedem cât mai e o aură. Nu știu prețul la aură acum. Dar cred că va trebui să mă duc până numai pun. Ia uite, aura 1-1. Am înțeles. Aura 1-1, 9, bă, e cam în jur de 10 milioane, cred. Ia să verificăm puțin. Oricum trebuie să luăm și niște bonus de pe Sura. Așa. Să luăm și noi niște bonus pentru că avem nevoie pentru acest gem. Nu mai putem să stăm foarte mult cu emul aură pentru că se simte lipsa. Ok. Ai un camanti? Am anti, dar am nevoie de manti, scuze, drogule. Ok. Așa, și plus o să urmeze evenimentul cu cufere clar de lună, dacă nu mă înșel. Bă, și ia să vedem, mă, câte FPS-uri sunt. 60 de FPS-uri constant. Deci 60 de FPS-uri constant. Chiar e șmecherie, mă, PC-ul. Deci chiar tare rău de tot. 11.000 de lei, da, și-au meritat toți banii, mai ales camera, îmi place foarte mult cum se vede, microfonul se aude foarte bine din câte se pare. Hai să vedem aici sticla de negoț, să schimbăm prima oară Yang-ul, să nu luăm țeapa aia cu ONU, bineînțeles că e... Vă rog eu frumos, bă, ăștia care încerca să dați țeapa aia cu ONU la sticlă, mai ales la iteme mici, bă, da, ce-o dracu de treabă. Cum de nu mai postez, că acum filmez pe oară. Stai așa, acum sunt pe două conturi, oricum am început să stau pe două, trei, patru conturi. Pentru că, ba, mai ajut în map 1, ba, mai fac un job pe altul, asta îl las să crească, adică merge treaba, mă, chiar merge treaba. Ia să vedem, oul, alchimie, nu. Nu, am dat ieri pe live în alchimie, nu știu dacă o să mai dăm și azi, dar a ieșit bine, ce pot să zic. Deci chiar a ieșit bine, s-a vândut rubinul cu valoare atac și medie la 31 de oni, adică excelent, deci un preț bun. Ia să vedem aici 8 cacabucata, 7, 5, atac cu sabie, atac aura, deci aura începe de la 7,6. Am înțeles, deci cam ăsta e prețul, 7,6 și va trebui să luăm câteva aure, poate. Facem și noi aura asta. Cred că o să le iau pe toate, sincer să fiu. Să am grijă mare să nu-mi iau țeapa aia cu atacul sabiei. Pentru că sigur mai sunt unii care pun și atacul sabiei. Și n-ar fi deloc drăguț. Ia uite, aura la 9. Așa, 1,5. Bă, da, și eu dește vreo de tot. Le cumpăr mai întâi pe astea super scumpe. Mă rog, super scumpe. E cam același preț, mă, mai mult sau mai puțin, până la urmă. 8KK, 8,
Bă, și DT-ul de ieri chiar a fost mișto rău de tot, fraților. Trebuie să mai facem câteva DT-uri, trebuie să mai facem și noi niște Azrael, pentru că așa doar de fan, mă. De distracție jocului. Pentru că e șmecherie, mă. Chiar dacă dropul Azrael, v-am zis, cred că o să fac un ticket și o să propun să se schimbe drop, pentru că este unul dintre cei mai mari, mă rog, cei mai mari boși. Unul dintre cei mai greu de bătuți, cel mai grele run-uri, de fapt. Băi, și trebuie să se mai schimbe puțin dropul ăla. În fine, hai să băgăm aici prima oară cu concentratele. Își face efectul. Încă două pentru succes. Încă una. Am făcut M9. Încă 8. Încă 7. 6. Și de acum începe ieșoara. Mamă, deci de acum o să înceapă mulți să ieșueze. Dar am 19, deci din 19 chiar sunt tare curios să văd dacă fac măcar M10. Nu știu, e dorința mea să fac geo la aură. By the way, am un cont de vânzare de nivel 96. Mă rog, mă ocup de vânzarea unui cont de nivel 96 cu o șamancă de 95. Contul are pe aură, are toate inventarele deschise. Șamanca e de 95 deja forță, așa că nu trebuie să vă mai chinuiți să o faceți. Și credeți-mă, chiar durează mult. Adică eu pe oară momentan am nivel 82 și durează mult de tot. Adică face pe seară undeva la 2 levele. Și într-o săptămână cred că o să fac 90. Când mai faci live? Azi o să fac live, te pup. Azi, pe la 10. Cred că pe la 10, sper să fie pe la 10. Dacă o să fie pe la 11, să nu mă înjurați, vă rog frumos. Ok. Aura, încă o dată. 25. Iureșul 2 ca bucata de Iureș, mă, ce au făcut frate ăștia? Deci ce au făcut? Nu se poate mai așa ceva. Deci au pus și șefii niște prețuri, dă-ți vine bă, să te arunci după geam, jur. Ah, 7 așa. Mamă, câte aure erau la 7 și eu ce am făcut? Le-am cumpărat pe tot la 9. Bravo, Taker. De parcă nu trebuie să investesc bani în altceva cum ar fi alchimia aia. Mitică. Bine, oricum, alchimia mitică cred că o să mi-o fac eu, mă. Adică, dacă, sincer, mie, cum îmi place mie să dau un alchimie. A, și nu mai există loc, ok. Hai să dăm aici. Cum îmi place mie să dau un alchimie, o să dau. Deci, două eșuate până acum, una mersă. Eșuat. Să vedem câte merg, mă, eșuat. Eșuat. Să vedem din 19 câte merg. Deci, până acum a mers una din 19. 2. 3, ok. Eșuat. Eșuat, mai avem încă 10. Deci au mers 3 până acum, 4, 4 din 10. Nu mi se pare chiar așa de rău. Adică 4 din 10 înseamnă undeva la șansă de 5, 50%, de fapt 40% pe acolo. Dar mi se pare chiar bine. Deci chiar merge treaba, fără mișto. Și fără citite. Oricum nu dau 40 ca pe citit. E prea mult. Eșuat. Încă una. Haide mă cu M10 la. Bine, mă! Bă, au mers 5 până acum și am făcut M10, deci încă foarte puțin până la G. Pe live cred că facem G-ul. Hai să vedem. Aura. Încă 9. Ok. Încă 8? Ce era să mai fie încă 7 acum? Nu știu câți bani mai avem. Deci mai avem încă 2 EXO. Așa și mai luăm pasta și va trebui să mai duc pe Sura să mai iau niște bănuți. Dar până acum, bă, chiar au mers bine. Cred că au mers 10 din 18 pe acolo. Chiar merge treaba, deci merge bine, rău de tot. Ia zic, medalia norocului. Mamă, bă, de ce e așa de inutilă chestia asta pe serverul ăsta? Pentru că, știți și voi, pe Tiger, pur și simplu nu te ajută la nimic. Bă, ce tâmpenie. Trebuie să se scoată câteva căcaturi. By the way, unde mă? Mi-am schimbat și eu mortala asta, mă frate, adică mă rog, mi-am schimbat. Mi-am promutat un băiat oțelul ăsta cu +6, cu 15 fulger și acum, bă, să știți că se simte ceva diferență. Cred că de la apărare foarte mult. Ok, mi-am făcut setup-ul destul de... Bă, stai puțin, mă. Stai așa. Deci camera asta vreau să o fac cumva să stea mai bine, mă, dar nu știu cum să o fac ca lumea. În fine. Cartea vârtejul sabiei și asta, ok, a mers. Nu știu ce mai am pe aici, oricum mai trebuie să mai facem și câteva giveaway-uri.
papucii ăștia trebuie să-i pun la vânzare. Cu astea nu cred că să le ia nimeni momentan. 200 de celeuri. Bă, am și 200 de celeuri aici. Cred că ar fi cazul să le deschidem și să mai încercăm să mai dăm câteva plusuri în episodul de azi. Ia, hai să le deschidem. De fapt, o să le deschid pe un subcaracter. Deci ăștia trebuie să-i dau, să-i pun pe shop. Ăștia cu drop nu, ăștia cu foc tot așa nu cred că mai am nevoie. Sau hai să-l țin totuși pentru orice eventualitate, pentru că o să urmeze venitul cu cufletul de lună. Așa. Bun. 200 de celeuri avem aici. Și mai avem și 40 de blesuri. Să vedem și noi. Bă, ce noroc avem din 200 de celeuri. Aoleu, bă, hai că sunt prostul tot. O să-ți spar la depozit. Așa. Mamă, încă puțin, mă, și facem geul ăla la aură. Mamă, băi, deci o să fie epic. Chiar epic. Trebuie să mai investesc în alchimie acum. Oh, și hai să mă duc să iau alchimia dacă tot stai aici, ca să nu uit, pentru că asta mi se întâmplă de foarte multe ori, să merg la farmat fără să iau alchimia și e destul de nașpa. Și cred că vi se întâmplă și vouă asta. Ok. Itemele sunt aceleași, nu am mai investit deloc. Ok. Rafinare. Da, o să trebuiască să iau niște chestii. În fine, hai să schimb aici caracterul. Meleul ăsta e încă de vânzare, 7-6 de zile. Așa, și cred că pe contul ăsta aș fi liber. Ia să vedem. Da, de fapt nu sunt chiar liber pentru că am foarte multe pietre Gaia. By the way, vă mulțumesc tuturor care mi-ați donat mie Gaia. Și pentru că oricum n-aveți, nu prea ai ce să faci cu Gaia, sincer să fiu acum cu voi. Și chiar mulțumesc oamenilor care m-au ajutat cu pietrele. Pentru că, până la urmă, o acadea acolo odată și odată, nu știi când apare. Bine, chiar dacă e șansa extrem de mică să-mi apară mie acadea și nu e cine știe ce, pentru că nu cred să dau unele magice, dar în fine. Oricum. Așa, ia să vedem și noi ce noroc avem aici. Eu sper la măcar 20 de pergamente de alea. Unul singur din aproximativ 30. Am înțeles cum merge treaba. Gameforge. Nu știu mai ce au făcut cu dropul la astea, dar chiar e un drop destul de slăbuț. Eu sper măcar la 10 pergamente să iau. Așa, bun. Eu, pergamentul binecuvântat, nu sunt. Nu. Așa, bun. Glesul nu se vinde. Bă, stai să văd dacă. Nu, da, nu sunt pe Discord aici, sunt pe. Bă, ce dracu, mă, stai că sunt pe două de astea. Deci, da. Ia stai așa puțin. Stai așa puțin că sunt pe foarte multe. Deci am început să mă împart în foarte multe chestii, mai ales că eu nu am două monitoare, am doar un singur monitor care, culmea, e destul de mare și face că două, într-adevăr. Dar mi-am pus și laptopul lângă ca să pot să răspund la mesaje pe Discord mult mai rapid și cred că asta o să vă ajute și pe voi. Și, by the way, o să-mi fac și un canal de Discord, nu știu dacă e cineva interesat să intre, dar o să fac să fie doar acolo pentru comunitate, să mai vorbim, să una alta. Chiar cred că ar prinde destul de bine. Adică am văzut că foarte mulți au făcut, chiar și eu sunt în canalul de Discord al lui Didi și bă, mai vorbesc cu unii, mai dau acolo un anunț că vând ceva, mai chestii, mai o panoramă, adică merge treaba, mă, e ce trebuie. Ok, hai să vedem. 7 blesuri. Nu cred că mai am fragmente de energie și va trebui să cumpăr. Câți o marca și tăgri, 2 caca. Mai am și nu știu dacă mai o să mai cumpăr marca sticlii pentru că s-ar putea să nu mai am nevoie de ele. Așa. Băi, 8 până acum e destul de decent. Mă așteptam la mai mult, sincer. Dar merge și așa. Am de bea ce să fac geul ăla la ură. Scoica asta evident că a dispărut. Nici nu mă așteptam la altceva.
Mamă, nu-mi zici mă că dai doar 8 zeuri din 200 de celeuri. Adică, pe bune, așa, drop, ce naiba? Oricum o să încerc să plusez arcul la zodiac, zodiac, arcul beta pe care l-am. By the way, am și 3 metale, dacă e cineva interesat, unul jumate, bucata, bi le bag eu și na, nu sunt nenegociabile, din păcate. Ok. Așa, încă 4. Mamă, doar 9 zeuri din atâtea, băi, frate meu. Faolo, nu-mi vine să cred. Deci un drop slab. Slab, foarte slab. Ok, hai să băgăm pergamentele aici. Poate dropul a fost slab, dar cine știe. Ok. Schimbăm aici puțin. Cred că videoclipul ăsta o să aibă ceva. Momentan are 15 minute și nici nu am terminat tot ce aveam de făcut în el. Hai cu video, încerc, încerc. Da, mai durează, măi. Așa, bun. Băgăm aici pe taker. Așa. Mama mai are și troc să-mi dea niște bănuți. Mamă, eu am dat pe taker și m-a băgat pe alt caracter. Nu știu de ce se întâmplă asta. Da, în fine. Așa. Arcul ăsta. Fragmente de energie nu cred că mai am. Așa că va trebui să cumpăr. Dacă nu vinzi rubinul ăla, îți dau eu bani să... Ce? Bă, sincer să fiu, rubinul ăla o să se vândă la 15 oni, minim. Adică fără 15 oni nu-l dau PvP. De lumea asta. Ok. Haide mă, să vedem și noi. Poate facem ceva azi. Așa, bun. Luăm frumos pergamentele astea. Și încercăm să facem ceva frumos. Oricum, barcul ăsta mie îmi place la nebunie. Putere, dex și farmec. Chiar e șmecherie. Poate ar trebui să mai schimb în el, nu știu. Deci chiar nu știu dacă să mai schimb în el. Dar vom vedea. Hai să vedem cu sticla aia. Îmbunătățiri, altele, fragment de energie. Ar trebui să fie destul de ieftin acum. Ia uite. 3 caca bucata. Chiar foarte ieftine. Bine, am văzut și la 2,5 pe piață, dar și 3 e destul de ok. Având în vedere că 200 de fragmente de energie tu le faci din 1,5 caca și după aia le vinzi la preț dublu. Dar partea nașpa e că ți-a destul de mult timp. Să faci, mă rog, ți-a mult timp procedeul. Hai să vedem. Prima oară să dăm la abilități, să mai cumpărăm o aură. Aura, ok. Așa. Ce mă? A, magazinul e în pregătire. De ce nu mă miră? Abilități. Așa. Aura. Încă 7. Bine, mă, bă, chiar au mers bine. 11. Cred că au mers 11, dacă nu mă înșel. 11 sau 10. Deci foarte, foarte bine. În orice caz, trebuie să luăm acum îmbunătățiri și fragmente. Altele, fragmente de energie. Cred că o să ne ajungă 700 sau 800. Hai să luăm 800 ca să fim siguri. Ok. Ia să vedem aici. Administratorul depozitului, să luăm și câteva nebunii de astea. Uite și câte minerii urmărește cu pro. Se vede că am avut Liliacu și mi-a adunat tot de pe jos. Uite și pe Parf. Te salut, bossule. Ia să vedem. Bă, dacă am bișnițar Parfi ăsta. Că am încercat și eu, frate, să fac și eu un profit acolo din cuferele. Bă, dar niciodată, mă, niciodată. Să nu iasă ceva. Of. Haide, mă. Să vedem. Poate facem arcul ăsta măcar plus 7. Deci dacă l-aș vedea plus 7, mă, eșuat odată. Ok, deja a început prost. A mers. Hai și plus 6. Mers. Și plus 7. Eșuat, aolo, și acum eșuează în continuu. Da. Știu procedeul, știu, frate.
A mers, plus 5, aici plus 6. Mergi plus 7, mergi, te rog, te rog, te rog. A mers plus 7, nu cred, mamă, și mai avem 1. Să dăm a plus 8. A mers plus 8, nu se poate, bă, n-ai cum. No, no. Ho, ho, wow, deci super bine, bă, cam asta a fost clipul, fraților, eu am fost Tinker și până data viitoare, noi și ne auzim cu bine, vă pup și vă iubesc, ceau!